Salutare, oameni! Cu Ivan la duș. Am venit să-l spălăm. L-am spălat ieri odată și azi am venit să-l spăl mai mult cu sensul de a răci mașina. Pentru că mergem să o colantăm cu rutier colet grupaj baifiare de plastic. Iar băiatul cu firma care se ocupă de colantare a spus: băi, Vasile, să fie mașina cât mai rece, cât mai răcoare, las-o pe seară. Băi, Florine, dacă e așa, mă duc să mai spăl o dată, că la spălătorie o răcesc mai bine de tot. Așa că hai să mergem la băiat în comună, la Ricester Activan. Mergem la Florin, el are firmă de colantări, face fel și fel de colante pentru toată lumea să mulțumească pe fiecare. Și prin intermediul prietenului meu, Avram Temadohop, pardon, l-am oprit motorul până mă învăța, nu știu ce vreți. Nu știu că dacă e în viteză și dai drumul la ambreiaj, pleacă în față. Prin intermediul prietenului meu, Auraș, grămadă vă spuneam, de la Motorman Auto Thailand, am luat legătura cu Florin. Omul a fost de acord, mi-a făcut și mie timp. Și a făcut timp și pentru mine, mi-a făcut și mie loc, am vrut să spun. În toată aglomerația lui. Iar azi a venit ziua să mergem să facem Iveco cu adevărat frumos. Haideți să-l vedem. Să-l vedem colantat, să vedem în ce fel este. Rămâneți cu mine în continuare pe clipul ăsta. Lăsați-vă părerea în comentarii. Cum vi se pare că e logo-ul firmei și tot așa. Deci, rotire, colet, grupaj, baifiare de plastic. Aștept comentariile dumneavoastră, un like, o distribuire și nu în ultimul rând, dacă n-ați făcut-o până acum, abonați-vă pe canalul meu Fiare de Plastic și nu uitați, colete și mașini pe platformă, pe relația România-Franța, doar cu rutier, colet, grupaj. Haideți să mergem! Așa că, dragilor, am ajuns la locul 7. Florin se va ocupa de mașină. Iar toți trandafirii din grădinița asta și din lume, din lumea asta, să fie toți pentru soția mea. Cam asta va scrie pe mașină. Începutul pare așa, care nu anunță nimic. Dar urma alege, haideți să vedem ce iese, cum iese. Florin își face treaba, s-a urcat pe scară și trece la fapte. Cu fiecare parte care o colantează Florin, revenim cu imagini, să vedem cum se transformă duba, să vedem din așa cum am văzut eu cu spray-ul pe lateral, colantată, cât de frumos apare la urmă. Revenim. Primul scris cu logo, cu numele firmei pe, la partea din spatea mașinii. E gata, bă, fraților. Mai avem să punem logo-urile de la YouTube și de la TikTok. Și spatele e gata. Rapid, simplu și eficient. Gata, bă, fraților. Spatele acum e terminat. S-a umplut, nu? Și banda asta reflectorizantă care am pus-o eu. Și logo-ul firmei. Logo YouTube, logo TikTok. Nici nu se putea mai bine. Eu zic că de bine. Lăsați-vă și dumneavoastră părerile în comentarii. Uitați-vă ce face Florin. Florin, ce ai făcut? Mai ai făcut un logo pui? Un pui de logo. Un pui de logo. Pentru o mașină mare. Mă, nu e rău. Asta vine aplicat aici. Oarecum pe diagonală, pe capul de față. Gata, bă, Florin, ai astupat ruginea și pe capătă de față. E tot ce a trebuit. Filmăm să furăm meseria, mă, fraților. Le socotește, le împarte, le combină, Florin.
În domeniul ăsta Florin activează de 10 ani. De 10 ani ai zis, Florine, nu? Da, poate chiar mai bine. Deci, o experiență de cel puțin 10 ani. Așa că v-am spus de fiecare dată, îmi place în viață să lucrez cu cei mai buni, cu cei mai experimentați, cu cei care fac treaba cea mai bună. De-aia am apelat la Florin, la recomandarea lui Auraș. O să lipim și un logo de-al lui Auraș, Motorman Auto Tyler. Cam așa lucrează. Pas cu pas. Și aproape gata și aici. Gata. Dar nu tocmai. Avem elemente care lipsesc. Vor veni și celelalte. Acum e în proporție 99% gata și pe partea dreaptă a mașinii. Pe spate. Așa. Iar când va fi gata definitiv, îi dăm o roată să vedem cum apare. Mie îmi place super, super, super frumos, foarte frumos. Nu uitați să vă lăsați părerea în comentarii dacă mașina arată bine colantată în felul ăsta. Filmăm frumos aici, între trandafiri. Nu picăm trandafiri cu scara. Florile preferate ale soției mele și Florine spune că să aibă grijă să nu picele în trandafiri cu scara. Să ține de glume. Îl filmăm de aici, din depărtare. Așa, bă, fraților, de ce de acolo, de ce în felul ăla? Ca să mai ia, să mai fure ochiul trecerea aia de vopsea care i-am dat. Oi, mici artificii, astfel încât să iasă bine, să iasă ce trebuie, să nu se mai vadă rău așa. Știți cum vine vorba, kitul și vopselele repară greșelile, așa noi nu dăm nici cu kit, nici cu vopsele. Punem lipice. Facem frumos. Dar ce-i drept, că o să se vadă foarte bine colantat acolo. În seara asta n-am ce să fac, mă duc și caut o parcare cea mai frecventată la Timirce Mall și o las acolo mașina. Cine mai trece pe stradă, iau de mână, îi invit să le arăt mașina mea. Ne facem de lucru. Păi cum să ne? Hai că e bine. Aici. Gata, bă, fraților. Ultimele retușuri, să le spunem așa. Dacă într-un caz au mai rămas bule din alea, Florin le verifică. Și e ce trebuie. Să se vadă frumos și trandafirii. Așa. A? Foarte frumos. Asta va fi și poza de thumbnail. Haideți că o scoatem în stradă și dăm o roată. Mai tare decât dușmanii latră câinii. Oameni dragi, așa a ieșit dubă. Pe colțul din stânga am pus aici rutier cu LED grupaj. Un sticker din ăsta mic.
pe lateral, la partea din spate. Un sticker din asta. Simplu, elegant, frumos. Nici să nu se vadă, nici să nu iasă urât în evidență. Lucruri simple și elegante. La partea din spate apare așa. Eu zic că e frumos, elegant. Că și vede scrisul, și un logo frumos, o grafică reușită, zic eu. Mulțumim lui Florin. Ca să vă spun sincer, nu prea am avut ce filma la Florin, că atât cât a durat filmarea, a durat și lucrarea. Foarte repede s-a mișcat. În rest, așa arată. Ar fi trebuit să pun și sus acolo ceva, dar am evitat pentru a nu fi prea împopoțănată. N-are rost. Ăsta mic frumos aici. Chiar îmi place, drăgălaș, elegant pe colțul mașinii. Aici pe spate e destul de mare, destul de vizibil, destul de tot ce trebuie, da? Chiar la trecerea între cele două culori mai fură un pic ochiul sau poate atrage ochiul într-un fel sau altul. Și parte din spate. Obligatoriu mașina trebuie spălată înainte să fie colantată. Din două motive. Unul, cum am spus, să răcească caroseria, să nu fie tabla fierbinte. Și a doua, să nu rămână impurități sub colant. Atât pentru clipul ăsta. Mie îmi plac logo-urile astea cum le-a făcut băiatul ăsta. Frumos, elegant, simplu și eficient, să spunem așa. Am mai dat un o căpățână la asta aici. Mi-a mai spart capul un pic. Am dat cu capul de sus să vedem ce e pe jos. V-am salutat cu respect și pentru clipul ăsta. Chiar dacă e mai scurt, l-am văzut și pe Florin în acțiune și cum a fost duba și cum e. Ne vedem data viitoare. Toate cele bune. Respect maxim, să auzim numai și numai de bine.